Salutare din nou, oameni buni! La mulți ani pentru ziua de ieri, doamnelor, la mulți ani pentru astăzi, domnilor. Și pentru că am avut parte de o sumedenie de mesaje și telefoane din partea voastră, aș aborda un subiect pe care l-am întâlnit în discuțiile mele, și anume singurătatea. De ce vă simțiți atât de singuri? Care ar fi motivul principal? Și care ar fi rezolvarea la această singurătate? Și să știți că singurătatea este o caracteristică generală, indiferent de vârstă. Sunt persoane singure tinere, mature și vârstnice. Ce vă face să vă simțiți așa? Vreau să vă zic că eu am întâlnit domni care consideră că singurătatea se poate rezolva doar găsind o doamnă lângă care să-și petreacă restul vieții. Nu știu dacă întotdeauna este cea mai bună soluție. În fine, rămâne de văzut. Dar am întâlnit și doamne care au fost mult mai deschise la alte rezolvări și în concluzie au găsit soluții. Unele dintre ele s-au adâncit în muncă, în activitățile gospodărești sau în hobby-urile pe care le-au descoperit și în deletnicirile cele mai plăcute lor, dar totodată să știți că am întâlnit oameni care s-au asociat în diferite grupuri și au plecat la plimbare. Deci asta este o activitate extraordinară, mie mi se pare fantastică, prin care poți pur și simplu să te asociezi cu oameni și să pleci să vizitezi diferite locuri minunate, să petreci timp de calitate și totodată să cunoști poveștile de viață ale altora. Și dacă ai și norocul să ajungi la mine în gospodărie, ei bine, ai putea aici chiar să asculți foarte multe povești minunate, pentru că mi-au trecut pragul foarte mulți oameni, fiecare cu povestea lui. Și sunt povești foarte interesante, povești de viață din care putem să învățăm și să tragem concluzia că singurătatea cumva este oarecum în capul nostru, că sunt nenumărate soluții să rezolve această problemă, că nu trebuie să pici așa în oala cu tristețe din această cauză și să cauți tot timpul soluții cum să ieși din această criză, ba din contră să trăiești fiecare moment cu frumusețea lui. Găsiți soluții, oameni buni, nu stați în singurătate, nu stați în această senzație nasoală, să zicem așa, că pe noi, pe voi, nimeni nu vă vrea. Din tot sufletul vă doresc să vă găsiți liniștea sufletească, să vă găsiți împlinirea, să vă găsiți activitățile care să vă facă fericiți și sunt convinsă că fiecare își va găsi drumul lui. Sunteți oameni foarte frumoși. Am întâlnit oameni cu care am discutat cu oameni care mi-au spus lucruri atât de frumoase despre ei și au arătat o parte atât de minunată, încât sunt convinsă că vor găsi și în preajma dumnealor oameni care să le asculte povestea. Nu vă sfiiți. Haideți să prindem un pic de curaj. Știu că, în general, ne temem că lumea este rea și interpretează foarte bine. Cura lumii, nici pământul nu o astupă. În concluzie, la mulți ani, încă o dată, fiți fericiți și găsiți-vă liniștea interioară. Numai bine!